Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovici Cehov Cronologie vie Salonul Consilierului de Stat Șaramâchin e cufundat într-o penumbră plăcută o lampă mare de bronz cu abajur verde colorează într-un verzui a la noaptea ucraineană pereții, mobila, figurile. Când și când, din cămin unde mocnește o buturugă, țâșnește o flacără scurtă care proiectează fugara asupra chipurilor luciri de incendiu, fără să strice armonia culorilor. Cum spun artiștii, tabloul are multă atmosferă. În jilțul din fața căminului, șade, cu unui om ridicat de la o masă bună, șaramâchin în persoană. Un domn în vârstă, cu favoriți cărunți, de funcționar și cu ochi albaștri blânzi. Pe față îi stăruie o expresie de duioșie și pe buze îi flutură un zâmbet trist. Alături de el, pe un scăunaș scund, întinzându-și alene mădularele și încălzindu-și picioarele la cămin, șade viceguvernatorul Lopnev, un bărbat arătos de vreo 40 de ani. Lângă pian se joacă copiii lui Șaramâchin. Nina, Colea, Nadia și Vania. Prin ușa întredeschisă, ce dă în biroul doamnei Șaramâchina, se strecoară sfioasă o rază de lumină. Dincolo de ușă, la masa ei descris, stă nevasta lui Șaramâchin, Ana Pavlovna, președinta Comitetului Local de Cucoane, o femeiușcă vioaie și picantă, de vreo patruzeci și ceva de ani. Ochișorii ei negri, agel, aleargă prin pensne pe paginile unui roman franțuzesc. Sub roman zace o dare de seamă cam zdrențuită a comitetului pe anul trecut. Pe timpuri, orașul nostru era mai fericit în privința asta, spune Șaramâchin, privind sclipirile jarului din cămin, cu ochii lui blâns pe jumătate închiși nu era iarnă să nu ne viziteze vreo celebritate. Ne-au vizitat și actori și cântăreți vestiți. Astăzi însă, curată bat jocură. În afară de scamatori și de flașnetari, nu mai vine nimeni. N-ai nicio desfătare estetică. Trăim ca în pădure. Da, da. Vă aduceți aminte, excelență, de tragedianul acela italian, cum Dumnezeu îi spunea? Un brunet înalt, zi pe nume. A, ah, da, Luigi Ernesto de Ruggiero. Un talent excepțional. Ce forță! Când rostea un cuvânt, se cutremura tot teatrul. Aniutoșca a mea s-a interesat mult de acest talent. Ea a stăruit să-i se pună teatrul la dispoziție. Tot ea i-a plasat biletele pentru vreo zece reprezentații. În schimb, el îi dădea lecții de declamație și de mimică. Ce suflet mare! A venit în orașul nostru acum vreo 12 ani. Ba nu, mint, mai puțin. Să fie vreo 10 ani. Câți ani are nina noastră, Aniu Merge pe 10, strigă Ana Pavlovna din biroul ei. Dar de ce? Nimic, mămico, întrebam așa. Veneau și cântăreți buni. Vă aduceți aminte de tenore digrația Prilipcin? Ce suflet și ăsta! Ce înfățișare! Blond, un chip expresiv, maniere pariziene și ce glas excelență! Păcat de un lucru numai, unele note le cânta din stomac, iar Pere îl scotea parcă pe nas. Altfel, totul era minunat. Spunea că studiase cu Tamberlic, Anu ca și cu mine am intervenit să-i sedea sa la clubului public și, în semn de recunoștință, el venea pe la noi și ne cânta zile și nopți întregi. Dădea și lecții de canto Anu Tocicăi. A sosit în orașul nostru, după câte mi-aduc aminte, în postul cel mare. Acum vreo 12 ani. Ba nu, mai mult. Ce memorie proastă am, doamne, iartă-mă! Câți ani are Nadejka noastră, Anu Tocca? 12. 12. Dacă adăugăm 10 luni, ei, da, chiar așa, 13. Pe timpuri, parcă era și mai multă viață în orașul nostru. Să luăm bună seratele de binefacere. Ce serate se mai dădeau înainte? O minunăție! Se cânta, se jucau piese, se recita. Îmi aduc aminte cum după război, când erau cantonați aici prizonierii turci, a, a organizat o serată în folosul răniților. S-au adunat 1100 de ruble. Mi-aduc aminte că ofițerii turci erau de-a dreptul vrăjiți de glasul Aniutocăi și îi sărutau într-una mâna: Hehe, or fie ei asiatici, dar sunt o nație recunoscătoare. Serata a fost atât de izbutită încât, poate n-aveți să mă credeți, dar am pomenit de ea și în jurnalul meu intim. Asta a fost parcă văd și acum, în anul 76, greșesc, 77. Ba nu, dați-mi voie, când au fost cantonați la noi turcii? Ce vârstă are colegul nostru, Aniu Tocca? Am șapte ani, tată, spune Colea, un băițandru negricios, cu chipul oacheș și părul negru ca pana corpului. Da, am îmbătrânit, nu mai avem aceeași energie, în și lopnev oftând. Din asta se trag toate. Bătrânețea taică. Azi nu mai sunt oameni de inițiativă, iar cei care au fost au îmbătrânit. Nu mai au focul de odinioară. Când eram mai tânăr, nu-mi plăcea ca societatea să se plictisească. Eram primul aghiotant al Anei Pavlovna al Dumitale. Fie că era vorba să dăm o serată în scop de binefacere, fie să organizăm o loterie, fie să ajutăm vreo celebritate în trecere pe la noi, îmi lăsam toate treburile baltă și începeam demersurile necesare. Mi-aduc aminte cum într-o iarnă mă trudisem atât de mult cu toate aceste demersuri și alergături, încât m-am și îmbolnăvit. N-am să uit niciodată iarna aceea. Îți mai aduci aminte ce reprezentație am născocit cu Ana Pavlovna a dumitale în folosul sinistraților de pe urma incendiului? De în ce an a fost asta? Nu-i chiar atât de mult. În anul 79. Ba nu, în anul 80, pare mi se. Dăm voie, ce vârstă are vane al dumitale? Cinci, strigă din birou Ana Pavlovna. Prin urmare, acum șase ani. Da, taică, alte vremuri erau. Acum nu mai e același lucru. Nu mai avem focul de altă dată. Lopnev și Șaramâchin cad pe gânduri. Buturuga aruncă ultimă flacără și începe să prindă o poșghiță de cenușă. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.